Eu rămân aici. Aplauze pentru ansamblu folcloric Meleagurile Teme, Tinerețea Veche. Și acum nu de alta, dar nu vreau să fiu catalogat ca fiind un dansator înrăit. Și pentru asta, să ies un pic mai în față, și am să invit în aplauzele dumneavoastră doi soliști. Unul dintre soliști vi l-am prezentat ca fiind mentorul acestui ansamblu. Este cea care se ocupă de ansamblu folcloric Meleagurile Tene, cea care se deducă educării în ale folclorului a acestor tineri. Și în aplauzele dumneavoastră am să invit în scenă pe Oltița Todirca, iar alături de dânsa pe Nicu Chiriță. Mulțumesc frumos! Bună ziua și bine v-am găsit! Bravo! Sunt mândră de copiii mei. Mulțumesc pentru aplauzele dumneavoastră. Să știți că și ei iubesc tot atât de mult folclorul, cât, cel puțin cât îl iubesc și eu. Și tot atât de mult cât ne iubiți și dumneavoastră. Aplaudați copiii cu noi aplauzele. Așa, vreau să mă duc după microfon. Iubesc sărățenii pentru că nu-i prima dată când apar în fața dumneavoastră. Și vă felicit din inimă pentru că ați organizat această frumoasă întâlnire să fie pentru început, zic eu, să fie un început bun, că mă gândesc că la anul veți face ceva și mai frumos și vom fi și mai mulți și mai buni și mai experimentați. Vă felicit din inimă, mulțumim organizatorilor că s-au gândit să ne invite și pe noi. Suntem onorați pentru aceasta. Mulțumim frumos! Și acum, dacă orchestra de buzunar este pregătită, vocea e la noi. Mulțumesc, maestre! Ai vrut să mă scodeșiri, scodeșiri e numai scos, că am rămas pe cum am fost, băietele și-o frumos mă. Hai, Chiuin, după! Mă la părău, dacă nu mă chei din eu, nu ți-a părere mă dor rău, măi. Ai mă cheamă la părău, dacă nu mă chei din eu, nu ți-a părere mă dor rău, măi. Acum să nu ne urmă, să vă spun că te dihai de mine, nevasta mea. Care că-i nevasta mea, dă-i haide de la noi trei și nimenea, dă-i haide de la și o nouă gradă și-o camară, dă-i haide de la că te sunt pus în
la soare, hei, hai, de lila, hei, de lila, are bine casa mea, mărinte și linie, hei, hai, de lila. Hei, hai, de lila, din eu nu te roată parte. Hei, hai, de lila, hei, de lila, are tine casa mea. Seamănă cu soacră ta. Hei, hai, de lila. Tinereța eu trecut. Hei, hai, de lila, e dragă ca la șeput. Hei, hai, de lila, că-mi e dragă că o fiare. Hei, hai, de lila, hei, norocul meu, că la mulți îmi pare rău, că o simte locul meu. Hei, hai, de lila. Păcărtești în bună lumii. Hei, hai, de lila, nu sunt alte nimeni buni. Hei, te-ai pensat-o din reveste. Hei, hai, de lila, casii mei a menui este. Hei, hai, de lila, hei, ca timpla, ca și ei au barcat, tot acasă nu mai drag. Hei, hai, de lila, hei, de lila, tot mai frumoasă e mea, nu lăsesc de sata ea. Hei, hai, de lila. Ați auzit că toate mine ascultă, știi, de frică că dacă zicea de rău și bătăți. Dar acum, acum la dumneavoastră o chica bruma. Azi să vă cânt un cântic o dată din e toamnă, ia să-i vedem. Măi bătate, măi lii, băi leu, băi leu, dar o dată tu m-a pistit măi lăță, măi. Și-a mășit o bară dragă, l-a legat și l-a sapat și-a plâsit cu leșe. Că vă trebuie și mai dar încă vârniță. Doamna asta-i tare lungă, dar și vinui ca puțin. Nu știu dacă o să ne ajungă până la Crăciun. Nu mai bea cu ala plină, mă ilii puișor. Că nu-i apă de pântână și nici de izbor. Da. Lasă. Din cauza vinișorului. Să speria microfon. Caută-l în spate la șinea ta.
fericita zboară, dar și folos măi, nici eu nu te-i mărita, că la mine te-i întors măi. Thank you.
Gata, gata, pe ajuns. Mulțumesc mult! Cântăm un cântec din repertorul de peste Prut. Am cerut voie celor care l-au adus pe lume. Să veți cânta și dumneavoastră, varianta noastră interpretativă. Cum sunteți și dumneavoastră de altfel. Felicitări! Asta-i foaca dacă-ți faci! Alta mama nu mai
Nu a fost pregătit momentul ăsta, așa mi-a venit momentul. O singură piesă? Atunci o punem pe ultima, Ionel și Mărioara. Mulțumim frumos! Fără el nu-ți poate. Noi am vrea să mai cântăm mai mult, dar din bătrâneță am uitat. Mai sunt și alții care trebuie să vină în fața dumneavoastră. Vă zic numărul piesii? Ultima de pe CD-ul ăsta, adică 12. Aplauzele fără nicio problemă și în noi nu aveam aplauze. Cu toți. Mai mulți am participat la această activitate, nu singur. Desigur, desigur. Așa, dați-mi voie, vă rog, să rămânez o diplomă ansamblului Meleaguri Letene. Mulțumim frumos, aplaudați copiii! Asta iau eu ca să pui, dați primului, cel mai mic, da. Aplaudați copii, că pentru voi, măi! Sunet! Sunet! Așa. Și acum, pentru aprecierea artistică, doamnei Olpița. Bine că ne-ați dat separat ca acasă, dacă ne-ți părțăm. Ce-i Lumnicu, ca să nu vă bate. Serios. Bine că ne-ați, doamne ferește, dacă ce mă șef, cum nu părțățăm diploma în două? Mulțumesc frumos, dați-mi voi să-l pup pe domnul Mucenica. Și-l pup pe el în numele organizatorilor, a tuturor celor de aici, din Sarata. Vă mulțumim pentru invitație, ansamblul Meleaguri Letene, Olpița Tătirca, Nicu Chiriță. Facem stânga împrejur și vă spunem la revedere! Vă dorim să așteptăm și multe succese! Bravo! Aplauze încă o dată pentru Meleaguri Letene, Olpița Tătirca și Nicu Chiriță. Stați un pic, că dacă tot mai avem un pic de timp la dispoziție, până una alta să-l ajut pe coleg. Și
încercăm să golim scena în așa fel încât să putem crea loc. Loc pentru dans. În condițiile în care urmează să intre în fața dumneavoastră, să vă arate momentele pe care le-au pregătit un ansamblu relativ tânăr, cu un nume foarte frumos, pornit parcă din vatra satului. Coreograf Petrica Drăgan. Ansamblul se numește Zestrea. Thank you.
aplauze pentru ansamblu folcloric Zestra, coregraf Petrica Drăzan, pe care a sfârșit el aici. Da. Bine, este. Mi se pare tare. Și stă, rămâi aici. Vreau un pic. Aplauze. Să vă explic cu ce am câteodată o față. În urmă cu 7 ani, aproape 7 ani, au pus ce faci, nu? Știu eu, pe 19 decembrie se fac 7 ani. Ne-am întâlnit pe scena Casei de Cultură, la un festival de date în șobicei. Dar înainte de toate, ne-am întâlnit la cel cu militar. Tot un spectacol. Atunci nu era atât de înaltă, bine, nici foarte mică, nu că acum ar fi foarte înaltă. Și răspunsul care m-a impresionat a fost următorul. Mai ții minte? Da. M-a întrebat de ce am venit să datez. Și eu ți-am răspuns ca să mă văd la televizor. Și de atunci am văzut-o la televizor. Este de aici din Sarata. Așa-i? Merit aplauzele dumneavoastră pentru că împreună cu ceilalți, tineri și cu Petrica formează ansamblu folcloric Zestrea, cărora le mulțumim. Și că tot am vorbit de tineri, urmează să apară în fața dumneavoastră alți tineri. Au venit de la Sândulei. Cu mic, cu mare, pregătiți de sărbătoare, și-au luat straile, și-au luat dansurile, și-au luat vocile, pentru că trebuie să ai și voce ca să poți să chiui, și-au venit la Sarata, la prima ediție a Festivalului de Folclor și Tradiții Populare, Trandafir de la Sarata. Aplauze, pentru că e prima ediție. Cum îmi place mie să spun de fiecare dată, sper să ne vedem și la ediția 100 în aceeași formulă, una mai mărită, chiar. Undeva într-un cadru cât mai larg, în așa fel încât toți sărățenii să ajungă să vadă frumusețile folclorului, frumusețile portului popular, frumusețile cântului și dansului. Și spuneau că au venit de la Sândulei. Au venit cu micul mare și au spus așa, noi trebuie să arătăm ce știm mai bine, aici la dumneavoastră acasă, în aplauzele dumneavoastră, ansamblu folcloric Siminocul. Thank you.
frumos ai și-o ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta și-o păr frumos eu sunt nervos frumos ai și-o. Thank you.
ies, să mai mă fac, vrea să fac pământ, să-mi ies, nu știu unde ies. Dacă tu-i poate să trebuie să joc, nu, eu știu să mă mai poate.
aplauze pentru ansamblu folcloric Siminoco din Sândulen. L-a văzut cineva pe domnul Mucenica? Da, dați un pic. Ia venit, ia vedeți cum vă șade aici pe scenă. Urmează niște diplome pentru ansamblu Siminoco din Sânduleni, pentru Marian Lungu, coordonatorul ansamblului, și pentru doamna Ardeleanu, cea care se ocupă de puști, de cei mici, în așa fel încât să învețe arta dansului. Până una alta, urmează să mă dau. Urmează să intre pe scenă profesioniștii. Profesioniștii ale dansului care și-au propus astăzi să vă ducă prin mai multe zone ale țării cu suite de dansuri care s-au făcut remarcate în toate festivalurile la care au participat, la toate sărbătorile la care au fost parte, și pentru că vorba multă sărăcie omului, am să spun așa, în aplauzele dumneavoastră, ansamblu folcloric Ca la noi din Bacău, coregraf Robert Costrovanu, director Camelia Roșu.
Aplauze pentru ansamblul folcloric ca la noi din Bacău. Vă spuneam că vom face o incursiune în toate zonele, aproape toate zonele țării. Am început cu Sibiu, o să vedeți surprizele pe care vi le-au pregătit cei de la Calanoi pe parcursul acestei întâlniri de suflet. Urmează să vină în fața dumneavoastră o interpretă care, teoretic, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Chiar dacă e de aici, din zona Bacăului, s-a făcut remarcată prin numeroase emisiuni de radio și televiziune, prin imprimări. Are un cânte care mie îmi place foarte, foarte mult, e legat de nuntă. Ziceam că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Maria Tătaru! Mulțumesc colegul meu, bun prezentator, Ovidiu Drug. Dragi invitați, am venit cu mare bucurie, deși m-ați observat că am venit foarte devreme, de la ora 15 aici, așa mi-a spus domnul Mucenica unde este. Oricum, felicitări și merită aplauze pentru organizator, pentru doamna primar, care este deosebită, mi-a plăcut. Am făcut cunoștință noi la Asău cu doamna primar, este o doamnă deosebită, cu un suflet generos. Și observ că aveți și o expoziție aici foarte, foarte frumoasă. Mă bucur că printre dumneavoastră se află foarte bune mâini, ca să spun așa, meseriașe, doamnele de la Zestrea de aici, din Sărata. Nu am zis bine, nu? Ei, doamnele de la dumneavoastră de aici sunt foarte bune, bune meseriașe în lucru de mână. Da, un lucru de mână. Și mai ales că au în mijloc pe doamna Maria Ienache, care vă duce cântecul peste meleaguri. Merită aplauze, sigur că da. Dă drumul la cântec, ia să vedem. Mândriți băcăoanii mei! Haideți până una în alta să vă spun un banc, vreți? Soț și soție mergeau la spovedit. Împreună, nu? Dar la părintele știți cum se intră, separat. Se întreabă ce-i păcătuit, fiecare a spus păcatele și a spus acolo în taină. Vin acasă, voie bună, până seara la culcare, și întreabă unul pe altul. Și întreabă soția. Măi, ce canon ți-o dat? Nu, bărbatul, spune soției, nu. Soția pe bărbat întreabă ce canon ți-o dat? Păi, ce sunt de ei, fată? Mi-a dat 20 de mătanii și de citit un acatist seara. Dar ție? Păi și mie mi-a dat la fel. Cum? Și mie mi-a dat la fel. Păi, înseamnă că și tu m-ai înșalat. Haideți, mare, roată, roată, de la presă până la parte.
și din tu era și-o ultima călău de unde și eu. Bagă din oraș, unde zi și din tu era și-o ultima călău de unde și eu. O sârbă frumoasă pentru cei ce sunt plecați în străinătate, departe de casă, să vă trăiască și să fie sănătoși! Departe cu cântecul Soacrei. Și se întoarce ca soacră mea mai tași.
spun eu așa mereu, am activă jocul tău mai. Soacru zâșii și sunt tași, dar soacră mea nu mai tași, îmi spun eu așa mereu, am activă jocul tău. Dar soacră zâșii pe pași, că sunt și am o disfași, eu băietuță iubesc și prin voi vă prezuiesc. Cel drag sufletului meu și chiar vă rog să-l ascultați, să nu-l dansați. Ia să vedem. Ăsta-l dansați, altul, următorul cred că. Și la găsnit de riportă, îi dă și copacul
toți pașii noi buni. Ulița din copilași, cu ochiul la plinibași. Când zic a noua ea strângătă după mine, se uită dur și jocul roată, bată și cu ochii mă tot ca dânși. Când o zărit, batea la mine venit, foarte mult. Mergem la penultimele două. Hai și pentru bărbații care le place o leacă păhărelul. Hai, nu poți să mai bine te spun și ia să vedem. Potrivește astăzi, în ziua de astăzi. Yes!
mulțumesc cu toate, toate îmbrățișările mele pentru dumneavoastră și vă doresc o seară minunată în continuare și multe, multe ediții, de ce nu? Trandafir de la Sarata! Vă mulțumesc foarte, foarte mult, cu Doamne ajută într-un mulți ani! Aplauze pentru doamna Maria Petaru și dansatorilor care au făcut față cu brio. O să ne vedeți pe scenă și pe cei care au făcut coreografia pentru doamna Maria Tătaru. Vă promiteam înainte de doamna Maria că vom merge prin mai multe zone ale țării cu suite de dansuri. Și cum promisiunea neonorată nu se cade să fie acceptată, în aplauzele dumneavoastră, ansamblu folcloric ca la noi din Bacău, coreograf Robert Costrovanu, director Camelia Roșu, suită din zona Maramureșului. Oh,
aplauze pentru ansamblul folcloric ca la noi din Bacău. O să-i mai vedeți? O să-i mai vedeți și cu alte suite până una alta. Acum o săptămână avea loc la Său un alt festival de folclor și tradiții populare, se numea Cununa Munților. Cei care urmează să urce pe scenă au fost gazde. Astăzi s-au transformat în oaspeți. Oaspeți la Sarada. Oaspeți care au dorit cu tot din adinsul să fie parte la această ediție a Festivalului de Folclor și Tradiții Populare Trandafir de la Sarada și care și-au propus să vă arate care sunt tradițiile de pe Valea Muntelui. În aplauzele dumneavoastră, ansamblul folcloric Cununa de pe Valea Muntelui, director Familia Roșu.